Irina Petria, Super Nanny, va fi prezentă mâine la Zalău pentru a fi alături de mămici în procesul de evoluție spre a deveni un părinte mai bun. Asociația pentru Formare și Dezvoltare Continuă, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaș, organizează marți 12 aprilie de la ora 17:30 conferința cu tema Gestionarea asertivă a comportamentelor dificile ale copiilor, susținută de Irina Petrea, cunoscută pentru emisiunile sale de televiziune Super Nanny. Conferința face parte din campania Un părinte mai bun, iar prin organizarea seminariilor a evenimentelor interactive la nivel național își propune să vină în sprijinul tuturor părinților care își doresc să devină mai buni, mai eficienți în meseria lor zilnică, pe cât de frumoasă, pe atât de solicitantă, aceea de a fi părinte. Desigur, la această întâlnire sunt așteptate și cadrele didactice. Tema aleasă aduce în atenție problema gestionării corecte și benefice pentru copil și pentru relația părinte-copil a comportamentelor dificile. Irina Petrea, trainer, psiholog și psihoterapeut, cunoscută din emisiunile televizate Super Nanny și Cei 7 ani de acasă, precum și Copii contra părinți, dar și pentru cărțile și publicațiile sale, a inspirat până acum mii de părinți în conferințe. A format și îndrumat multe cazuri familiale dificile, a educat prin tehnici clare și concise copii indisciplinați și a readus zâmbete pe chip în familiile cu probleme de relaționare. În cadrul conferinței, participanții au posibilitatea de a adresa întrebări și de a primi lămuriri necesare din partea specialistului Irina Petrea. Important de precizat este faptul că participarea este posibilă numai pe baza înscrierii prealabile. Mai multe informații referitoare la eveniment sunt disponibile pe site-ul Un părinte mai bun.